Bună, eu sunt Andreea și acesta este al doilea meu episod. În al doilea meu episod, pentru că este o vreme atât de frumoasă, precum observați în acest sens frumos, adică frumos, am venit la bunici. Și acum vreau să îl prezint pe verișorul meu, pe nume George! Bună ziua! Vreau să vă spun că trebuie să ne grăbim puțin pentru că nu mai am destul de memorie la aparatul foto, așa că să dăm bice. Hai, să trecem la treabă. Haide. Culoarea mea preferată. Nu ai o culoare preferată. Da. Pe cât s-a născut? Pe noiembrie, da. 27. Da. Ok. Primul meu sport. Dansul. Da. La câți ani mi-a spart capul? La 8 ani. Da. Te cunosc. În câte țări am fost? Bun, nu în câte țări. În ce țări am fost? În ce țări? Ok. Deci, stai să mă gândesc. Macedonia. Da. Ungaria. Da. Asta, Bulgaria. Da. Și Moldova. Da. Atât, nu? Da. Ok. Pe ce stradă stau? Lotus 19. Mai zici și scară. Cât de mare mi-a fost părul? Arată așa, dacă mi-l lăsam breton. Dacă îți lăsai breton, ți era cam până pe aici. Da. Îl cunosc! Stai un pic, să nu... Pe ce... pe ce pot să joc la handball? Eu joc handball. Da, el joacă handball. Nu, asta nu știu, pivot. Pivot jucam anul trecut, acum joc interstâng. Oh! Adică un fel de... nu, un fel la fotbal, un fel de mijlocaș. Dacă pe înțelesul băieților. Care joacă fotbal. Care joacă fotbal. Gata. Câți kilometri am fost pe jos? No, bine. Spune. A fost un atât. Cât să zic? 10? Găsul 20. Oh, pe bune, m-am gândit la 20. De la bunii, de aici, din Mihai Viteazu, până în chei. În cheile turzii. Da. Dacă nu știți, nu... Eu zic în pintură, dar așa eu zic în pie. Știe că sunt. În fine, zi. Cum îmi place să ascult muzica? Tare! Muzica cu bas și muzica ușoară, cum îmi place? Muzica cu bas, îmi place să o ascult tare. Da. Și muzica ușoară... moderat. Moderat, nu? Încet. Încet? What? Nu știam chestia asta. Am dat-o deci, la numerele. Tu ai... 1, 2, 3, 4, 5... stai că n-am notat. 6... 7... 7. Da, 7 din 10. Haideți. Bun, e rândul meu. Ce facem noi de Revelion? De Revelion stăm cu bunici acasă și ne distăm și băgăm muzica la maxim. Ok. Ai una. Animalul meu preferat? Cățelul. Ok. Autoturismul meu preferat? Motocicleta. Ok, mă știi. Te știu. Zi mai tare, te rog, ca să te audă. Cum îl cheamă pe cățelul meu? Pe cățelul tău îl cheamă Dingo! Ok. Pe ce stradă stau? Tu stai pe strada Aurel Vlaicu. Ok. Culoarea mea preferată? Culoarea ta preferată este negru. Ok. Aia, iar nu mai merge. Așa. Ce facem noi de Crăciun? De Crăciun, ne ducem la colindat cu bunica, ne ducem la la prietenie și ne dau și ne dau bomboane și bani. Și ne ducem, mâncăm, ajungem acasă, mâncăm, ne ducem, stăm într-o cameră și așteptăm să vină moșul. Dacă nu știți, moșul nu există. Da, sunt părinții, pentru că cred... Minati. Cred că oamenii care sunt aici sunt peste
10 ani, să zic așa. Adică la 10 ani trebuie să știi cine e. Bun. Ce o să fac de ziua mea? De ziua ta o să ne ducem în Polos. O să ne uităm la un film, o să mâncăm și o să ne ducem pe magazin. Iar numele... Așa. Am o problemă cu pixul ăsta, numere. Da. Mare sau munte? Mare. Mare? Da. E sigur? Da. Așa. Ok. Lac sau piscină? Piscină. E sigur? Da. E sigur? Da. Ok. Din păcate... George a câștigat. Asta a fost... Altele nu? Sunt Andreea și asta a fost tot pentru astăzi. Îmi pare super, extra, mega rău pentru că o să întârzi cu postarea acestui videoclip. Noi videoclipul ăsta îl filmăm vine. Da. Pe la 2-3. Da. Da. Și problema e că aici, la bunicii mei, nu este internet ca să-l pot posta pe YouTube. Așa că o să postez... luni, marți. Luni o să-l postez. Adică azi e luni, dacă vă uitați chiar astăzi. Ok. Vă mulțumesc cum ați urmărit. Sper să dați like. Să dați un share. Și un subscribe. Și niște comentarii, vă rog. Dacă nu v-a plăcut ceva sau dacă v-a plăcut. Care asta m-ar bucura pe mine. Așa că... Ne vedem vinerea viitoare, dacă nu intervine ceva, dar nu va intervine ceva. Așa și la revedere!